Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună dimineața! Uite, eu mă uitam pe aceste scoici frumoase, le-am găsit la mare. Sunt superbe. Chiar astăzi vom vorbi despre ce a creat Dumnezeu în cea de-a cincea zi. Da? Dumnezeu a creat multe lucruri frumoase și astăzi aș vrea să vorbim. Dar nu o să fac singur, ci împreună cu invitatele mele. Bine ați revenit, Mara și Maria. Bine v-am găsit. Ce faceți? Aveți voce grai da. În voi astăzi? Da. Puteți să vorbiți tare? Da. Ia-ți-mi, cât de tare puteți să vorbiți? Foarte tare. Wow! Da. Înseamnă că ați dormit bine azi noapte, nu? Nu. N-ai dormit bine, Mara? De ce? S-a întâmplat ceva? Nu, am dormit bine. Maria a dormit, tu te-ai dus o 30, nu-i așa? Da. Ce-a făcut? Nu s-a sculat la tine? Nu. Ia spuneți-mi și mie, cât în a doua zi, da? V-ați spulcat seara și a doua zi, la cât v-ați trezit așa, la oră cea mai târzie? Cel mai târziu în toată viața? Mai târziu, 12. 12? Eu, după Revelion, pe la 2. Deci, nu vreau să vă mai întreb. Deci nu vreau să mai aud așa ceva. Ați fost la mare? Da. Ce vă place vouă cel mai mult la mare? Să mă bag în apă. Să te bagi în apă. Vă place să adunați scoici? Da. Da? Da. E, aș vrea să vă spun că Dumnezeu a creat în ziua a cincea lucruri frumoase. Este pentru prima dată când în lumea noastră Dumnezeu a creat viață. E, Dumnezeu în prima zi a creat lumina, iar în cea de-a patra zi a pus pe cer soarele. Prima zi lumina și în a patra a pus soarele. În ziua a doua a despărțit apele de jos de apele de sus, a făcut cerul. Și foarte interesant, în ziua a cincea a umplut aceste spații cu ceva. Apele le-a umplut cu pești, cu animale viețuitoare care trăiesc în apă și de asemenea cu păsări. Astăzi vom discuta împreună despre vietățile din mare, iar săptămâna viitoare vom discuta despre vietățile care zboară în văzduh, în atmosferă, și anume păsări. Numele meu este Ciprian Picioran și vă invit să ne scrieți reacțiile noastre și, de ce nu, să stați alături de noi în următoarele momente, pentru că, din nou, va fi o lecție frumoasă, cu curiozități, cu lucruri interesante pe care le-a creat Dumnezeu pentru noi, dar, de asemenea, după cum v-am obișnuit, și cu ceva jocuri. Și astăzi nu vom avea experimente, astăzi vom construi ceva cu mâinile noastre. Bineînțeles că nu mă pricep eu foarte bine, așa că am aici niște artiste, Mara și Maria. Ești de acord? Ești artistă, nu? Da. Vedeți ce încredere are Mara în propria persoană și este foarte bine. E, Dumnezeu a creat în ziua a cincea toate organismele care trăiesc în apă, de la cele mai mici, de la cele mai mici care arată precum niște boabe de jeleu, până la peștii cei mari sau până la balena albastră, cel mai mare animal care a trăit vreodată sau care trăiește vreodată pe pământul nostru. Știți voi, este pentru prima dată când a început ca în lumea noastră să apară sunetele. Până acum nu se auzea niciun sunet. De ce? Pentru că nu exista niciun animăluț. Știți voi ce animale fac sunete? Cele din apă? Nu știți? Chiar animale din apă scot sunete? Da. Pești. Nu. Ei nu se aud. Dar balena albastră? Da. Balena albastră scoate niște sunete. Știți cât de mari? O să vă spun imediat. Delfinii scot niște fluierături. Da. Da? Așa comunică ei între ei. Deci iată, până în ziua a cincea nu era nicio voce, niciun sunet nu se auzea în lumea noastră. Dintr-o dată, oceanele, mările au fost umplute de viață. Gândiți-vă la ziua aceea, cum la cel mai frumos recif de coral pe care l-ați văzut voi, pălește în comparație cu cum arăta lumea atunci. Probabil că dacă te uitai, vedeai prin apa străvezie toți peștii, toate animalele care mișuneau prin apă. Frumos, super, nu-i așa? Știți că astăzi sunt foarte mulți oameni care merg și fac scuba diving să descopere lucrurile create de Dumnezeu. Haideți să descoperim împreună
câteva lucruri, câteva curiozități despre animale din mare. Pentru început, știți voi ce animal este? Delfin. Delfin. Ați fost la Constanța? Ați fost la delfinariu? Da. Ați văzut, nu? Ce frumos sunt acei, ce frumos dresați au fost acei delfini, cum sar, cum fac tot felul de jocuri. Delfinii sunt foarte inteligenți. Sunt niște animale foarte inteligente. Delfinii când dorm cu un ochi deschis și jumătate din creierul lor este treaz pentru a veghea prădători. Voi puteți să dormiți cu un ochi închis și cu un deschis? Nu. Ai încercat vreodată marea? Nu. Când te-ai dus dimineața la Maria, cum dormea? Buștea, nu? Da. Delfinii sunt cele mai frumoase, unele dintre cele mai frumoase și prietenoase animale de apă. Sunt tot felul de povești pe care le-am ascultat, cum știu și eu, oamenii au fost atacați de rechini și au venit delfinii și au făcut un cerc în jurul acelui om și rechinii n-au mai atacat acea persoană. Sau sunt tot felul de întâmplări cum delfinii au ajutat niște oameni naufragiați. Foarte, foarte interesant. Este, da? Spune. Că delfinii merg tot timpul după bărci și vapoare în mare, tot timpul se duc după ele și sar pe lângă ele. Am văzut. Ai văzut, nu? Da, am fost cu o barcă și săreau pe lângă noi, au mers după noi. Da, deci iată, cumva simt nevoia să stea pe lângă om, da? Ce frumos, da? De asemenea, rechinii au un ritual aparte și anume ei îngrijesc de bătrâni. Deci nu îi lasă, nu îi părăsesc, gata, mă găsesc babale și bătrâni, hai, scăpăm de voi. Nu, nu, ei au grijă de bătrâni și de asemenea cei tineri locuiesc împreună cu părinții lor până la 3 ani. Cumva așa, ca noi oamenii, cum avem și noi grijă de părinți, de bunici, dar și de cei mici, nu? Foarte frumos. Și am descoperit ceva foarte interesant, delfinii care sunt dresați se pot recunoaște în oglindă. Interesant, nu? Rechini. Știți, erau colegi la școală fascinați de rechini și tot timpul făceau proiecte despre rechini. Sau cel mai impresionant rechin, Marele Alb, da? Rechinul acela uriaș. S-au făcut și ecranizări, filme pe seama rechinilor. Rechinul înoată foarte repede, 70 de km la oră. De asemenea, Mara, mi-aduc aminte de săptămâna trecută când întrebai tot timpul de mâncare. Că pot să mănc o roșie, că pot să mănc o bombonică. Rechinii pot rezista 6 săptămâni fără să mănânce. Ce zici? Tu câte ore poți să reziști fără să mănânci? Nu știu. Bine, nu trebuie să încercați asta voi la vârsta aceasta de copii. Trebuie să mâncați, să aveți ore fixe, da? Dar rechinii pot mânca acum și mai pot mânca peste 6 săptămâni. Rechinii pot identifica un strop de sânge într-un milion de picături de apă. Incredibil, nu? Rechinii pot atinge și 100 de ani și își schimbă dinții cam la 8 ani. Au 5 rânduri de dinți și pot avea chiar și 3000 de dinți odată. Observați, se văd acolo, da? Dacă un dinte îi cade, în maxim 24 de ore îi crește altul. Voi când ați venit la școală, la clasa pregătitoare, da, în primul an de școală, ați venit fără dinți. sau pe timpul. Așa vin copiii la școală. La clasa pregătitoare se schimbă dinții, da, dinții de lapte și vorba unui copil. Și că mi-au crescut dinții de lapte și îmi cresc acum dinți de carne. Da. În cât timp v-au crescut dinții ceilalți? În 24 de ore? Nu. No. Câteva săptămâni, luni chiar, da? În 24 de ore crește un alt dinte. Bun. Rechinii n-au grijă de puiilor. După ce ei ies, se descurcă singuri. Nu sunt niște părinți responsabili. Hei, peștișorii. Peștișorii sunt printre cele mai populare animale de companie din Statele Unite. Deci dacă se face un sondaj în Statele Unite, pe lângă cățeluși, pisicuțe, hamsteri și alte animăluțe, peștii întrec toate aceste animăluțe. De ce? Pentru că oamenii au un acvariu și au grijă de peștișori. Știți gluma aceea? Măi, Ionel, ai pus și tu apă la pești? Le-am pus, dar n-au băut deloc. Da, bine. Acum, iată, vă spuneam de... Balena
Albastră. E acolo o balenă albastră și lângă știi cine este? Copilașul. Puiul de balenă este cel mai mare bebeluș care se naște vreodată în lumea noastră. Cel mai mare, are câteva tone. Da, un bebele de balenă este cel mai mare bebeluș și bea lăptic și în fiecare zi crește câteva kilograme bune. Pentru că laptele mamă, de la mamă, este foarte, foarte gras, plin de grăsime. Are 30 de metri lungime. Puiul? Nu, mama are 30 de metri lungime și cântărește vreo 140 de tone. Dacă am echivala cu niște elefanți, știți că și elefanții sunt mari, ar fi între, depinde de elefanți, între 10 și 20 de elefanți. 10-20 de elefanți, echivalentul a echivalentul unei balene albastre. Impresionant, nu? Da. Limba balenei este mai grea decât un elefant. Ce ziceți? Și hai ca să vă mai spun ceva tot cu elefantul, ca să facem comparația până la capăt. Un elefant este lung cât limba unei balene. Ce ziceți? Iar inima balenei este atât de mare încât prin vasele inimii un bebeluș, un copilaș. Și poate să intre, dar am citit odată că la unele balene foarte mari, cele mai mari vase, poate să intre și o mașină prin ele. Așa ceva de genul, sau ce știam eu, că inima este mare cât o mașină. Inima e mare cât o mașină și un copilaș poate umbla pe acolo prin inima balenei. Atât de mare este balena. Adică gândiți-vă, noi o vedem și nu ne dăm seama de imensitatea acestui animal. Da? Din păcate, multă vreme aceste animale au fost vânate pentru grăsimea lor, pentru oasele lor, dar cel mai mult pentru grăsime. Însă prin 1900 și ceva a fost interzisă vânarea lor și cumva numărul lor a crescut. Dar înainte existau cu sutele de mii de exemplare, acum nu mai sunt atât de multe. Și este foarte impresionant faptul că un animal atât de mare se hrănește cu animalele cele mai mici din ocean. Știți cu ce? Da, cu fitoplancton. Așa, cu plancton sau cu krill, cu cele mai mici. Deschide gura mare. Și ea, deodată, nu știu. O tonă, două, trei tone de krill. În gură are o sită, nu pot intra obiecte mari, apa este filtrată, da? Este scoasă afară, iar prin acea sită intră toate aceste mici organisme. E, iată un alt animăluț, știți cum se numește? Căluțul de mare. Căluțul de mare are acest nume pentru că doar capul seamănă cu al unui cal, în rest este diferit. Ce este interesant la acest animal este că masculul ține ouăle și apoi iese de acolo puișorii. Se mișcă foarte încet, iar un singur exemplar mănâncă până la 3000 de crevezi mici. Aproape că mănâncă non-stop. Deci nu se satură niciodată. Ce zici? Interesant. Seamănă cu tine? Nu. Ok. După naștere, după 5 sau 10 zile, după ce bebelușii sau, cum să zic, căluții mici stau pe lângă părinți, după se descurcă și singuri. Iată o altă vietate din mare. Steaua de mare. Reușește să prindă cu stomacul ca într-o plasă chiar și pești. Sunt liniștite, fără dinți și abia se târăsc și sunt singurele animale marine care nu au creier. Nu au creier, au niște piciorușe foarte mici și știți cum se mută? Apa care se mișcă în stânga-dreapta trec prin acele piciorușe, ele se mută, piciorușele au niște ventuze, se lipesc de niște pietre, apoi apa din nou se mișcă, cu alte piciorușe se mută și în felul acesta ele sunt mutate, mișcate de valuri. Acum am pentru voi următoarea provocare. Le-am spus înainte de emisiune că vor avea de ghici niște animale. Și, da, vă rog, domnul, arătați-ne imaginile. Nu vi le arăt. Pentru prima dată ele văd imaginile și vor trebui să le ghicească. Să vedem. Prima care răspunde are un punct. Maria. Hai, bine. Pe locul fiți gata, start. Balenă. Balenă. Orcă. Sau? Orcă.
Orcă. Perfect. Ai răspuns bine. Orca. Da? Următorul animal? Narval. Narval. Știți ce este cornul acela? Nu este dinte. Nu este un unicorn, ci este un? Dinte. Un dinte. Un dinte. Și crește lung de tot. Nu metru jumate sau chiar doi, dacă nu mă înșel. Narval. Focă. 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 Eu mereu încurc foca cu leul de mare. Dar aceasta este focă, da? Uh-huh. Observați că dolofanul este foca, însă este un înotător? Foarte bun. Foarte bun. Excelent. Leu de mare. Ia zi mare, ce este? Da, leu de mare. Leu de mare. Leu de mare. Leu de mare. La Constanța, la delfinariu, exista și o reprezentație de lei de mare și chiar erau foarte haioși acești lei. Broasca testoasă. Broasca foarte simplu. Am văzut testoase, am fost în grijă și am văzut, am notat cu ele, am putut să not cu ele. Da? Vara asta am fost. Și erau din acelea micuțe sau mari? Mari, așa. Da? Da. Ce norocoasă ești. Și erau blende, nu-i așa? Da, foarte bine. Am fost cu barca și după aia ne-au lăsat să ieșim în apă. Așa, și noi. Și tu te-ai întâlnit cu broaște testoase? Nu, am întâlnit cu broaște. Nu te-ai întâlnit cu ele, da. Pești. Pești, dar ce pești? Cu zimți. Nu, e ton galben. Ton. Ton, foarte bine. Tonul. Caracatiță. Calamar. Ce frumos este. Deci care un neon în el, un bec, nu-i așa? Da. Crevete sau... Nu este crevete. Se mai numea încă o oară, am uitat. Tot cu krill, da? Krill. Acestea sunt fotografiate de aproape. Acestea sunt animăluțele consumate de balene. Corali, da? Coralii știați că sunt animale? Da. Deci nu sunt plante, sunt animale. Și știați că în zonele unde coralii au murit, acolo au dispărut și pești. Da. Sunt astăzi oameni care încearcă să refacă regiunile de coral. Ați auzit de Marea Barieră de Coral, da, nu? Zonele acelea sunt populate cu pești, acolo este o bogăție de animale marine. În zonele unde apa s-a încălzit, în zonele unde apa a fost poluată, coralii au murit și imediat după și celelalte vietăți. Deci coralii sunt foarte, foarte importanți. Meduza. Și iată în cele din urmă, meduza, da? Meduza. Meduzele nu au prădători. Și ele se extind, se înmulțesc așa cu mare rapiditate. Știați că unele sunt chiar periculoase. Da. Te pot înțepa și pot produce fie pe piele niște urticarii sau chiar pot... Alte meduze pot provoca și alte lucruri mai periculoase. Iată câteva lucruri frumoase, interesante despre vietățile din mare. Doar așa, nu le-am spus pe toate. Sunt puține animale din oceane descoperite de oameni de știință. Sunt încă multe, multe altele pe care oameni de știință nu le-au descoperit. Există un documentar care ne spune că în adâncuri, unde omul încă nu a putut să descopere foarte mult, sunt tot felul de animale, care mai de care mai ciudate, unii au ca niște monștri, altele au niște lumini, pentru că acolo nu pătrunde lumina soarelui și au ele niște lumini speciale. Așa că doar am vrut să vă fac să fiți curioși, să luați enciclopedii și să le citiți, să le studiați, să le cercetați, pentru că este foarte frumoasă lumea aceasta vie din mări și oceane. V-a plăcut? Da. Mergem acum la mese să construim ceva. Bine? Tot așa, una într-o parte, cealaltă pe celălalt scaun. Eu voi sta la jumătate. Te rog, poftim. Mulțumesc. Și știți foarte bine că la mare, când vă duceți, sunt vânzători, ambulanți acolo care
vând tot felul de decorațiuni din scoici, nu? Uh-huh. E, astăzi vreau și eu să construim împreună niște lucruri frumoase cu ajutorul scoicilor. De asemenea, am aici pistol de lipit. Știți, v-am tot obișnuit cu acest instrument. Este și acesta este, e ok, este, l-am pus de la începutul emisiunii în priză ca să se încălzească. Nu uitați, bine ar fi să nu puneți mâna deloc aici în vârf, pentru că este un metal foarte încins. De asemenea, dar că știu și eu, vreți să fiți mai în siguranță, puteți să folosiți chiar niște mănuși, ca nu cumva o picătură să cadă peste mâna voastră și să vă ardeți. Bun. Ce doresc să pregătim? Fetelor, am pentru voi două provocări și să vedem cine dorește să aleagă. Am aici o bucată de placaj pe care aș vrea să lipim de jur împrejur scoici, da? Și să arate ca un tablou. După, în interior, vom pune o fotografie de-a voastră sau de-a familiei. Da? Deci aceasta ar fi o decorațiune pe care aș dori să o facem. Iar cea de-a doua, un borcan pe care putem să îl folosim ca, știu și eu, suport de instrumente, de, știu și eu, creioane, pixuri, da? Dar să decorăm borcanul acesta cu scoici. Cine vrea să facă borcanul? Cine vrea să facă tabloul? Ia, alege tu, Marea. Vrei tu borcanul? Sau tabloul? Ce dorești? O las pe Maria să leagă. Hai, Maria. Ce dorești să alegi? O decizie foarte importantă, bine, am ales pentru voi. Faci tu borcanul, iar tu vei face acest tablou. Pentru tine am aceste piese. Okay. Da? Cum fac? Iar pentru tine, hai să le punem aici pe masă, să se vadă și acasă. Da? Sunt tot felul de scoici micuțe, frumoase, da? Poți să te gândești la un design pe care tu vrei să-l faci și tu, de asemenea, poți să lipești. Dar trebuie să fie peste tot? Peste tot, da. Da? Da. Adică să nu mai rămână în spațiu. Să nu mai rămână în spațiu. Ok. Hai să iau și cutia aceasta să se vadă ce lucrați voi. Bine? Vă gândiți la un design frumos. Și începem să lipim, da? Așa m-am gândit și eu acasă când am făcut probă, că ar da bine în colț să fie o steluță, da? Bun, hai să începem. E ok, lasă-l, e regulă. Așa, de la mine. Îți place să te joci cu el? Bine. Hai să începem, da? Puteți fie să lipiți pe scoică, să puneți cât un punct de lipici, sau pe borcan, sau pe acel tablou, da? Așa, și cu grijă să nu ne frigem, da? După ce am pus, este bine să lipim imediat, pentru că cu cât este mai cald lipiciul, cu atât se lipește mai repede. Dacă lăsăm să se... Nu se lipește. Nu se lipește? De borcan nu. Hai să vedem. Stăm așa puțin. Hai tu ia altă piesă și încearcă să lipești, da? Da. Dacă dai în centru, degeaba dai în centru, pentru că în centru nu o să se lipească. Trebuie să dai pe margine. Da. Acolo, exact acolo, da? Da, trebuie să dăm în părțile care vor atinge tabloul sau borcanul, da? Uite, dacă trebuie să aștept să se întărească. Bun, tu pregătește altă piesă și eu stau să țin aici, da? Hai. Da, iată că poate va trebui să lucrați în echipă, să vă ajutați, să colaborați cu frățiorul, cu surioara. Da, pe sticlă se lipește mai greu, dar nu trage de el acum. Trebuie să-l pun mai sus. Ai pus să-l pui mai sus. Acum s-a întărit. Da.
Cum credeți că se descurcă fetele noastre, Mara și Maria? Vă place activitatea aceasta, fetelor? Da. Vreau să vă spun că Mara și Maria au avut tot timpul niște idei foarte frumoase la școală, doar trebuia să le pun în față. Hai, voi continuați. Eu spun lucruri despre voi, dar voi continuați. E în regulă. Așa. Doar le puneam pe masă niște obiecte și aveau o imaginație fantastică. Din tot felul de lucruri puteau crea lucruri frumoase. Așa că și acum le-am adus scoicile și doar am zis, ele vor crea ceva foarte frumos. Aici nu există o rețetă anume, ci doar să fiți creativi. Fie puteți să găsiți scoici la magazine, fie voi ar fi mai frumos să le căutați. Țin minte când am mers cu fetele mele la mare, după ce se jucau în apă și nisip, bucuria cea mai mare era să luăm o găletușă, găletușa de nisip, și să căutăm cât mai multe scoici. Scoicii dintre cele mai frumoase, mai mari, mai mici. Maria, hai să arătăm spre colegul nostru ce ai realizat până acum, despre colegul din stânga, da? Așa, și să arătăm și copilul de acasă ce ai... Lasă așa, că mută dânsul dacă este nevoie. Iată ce ai realizat până acum, da? Iată, puteți să cereți ajutorul părinților voștri să vă taie un placaj, o bucată de lemn. Chiar dacă, iată, nu este foarte bine, însă zonele acelea care nu sunt tăiate bine vor fi acoperite de scoici, da? Bine? Și hai să vedem și la Mara. Mara, lasă-l aici. Așa. Și haide să se vadă și la tine ce ai făcut până acum. Aolo, Mara, am început să cadă piesele. Mai nu trebuie să lipește. Nu-i nimic, pune mai mult, da? Da, pe sticlă se lipește mai greu. Dacă pistolul nu vă ajută, trebuie să aduc rezervă, dacă pistolul nu vă ajută, puteți să găsiți, știu și eu, picătura sau alte substanțe care lipesc și pe sticlă. Mai aduc rezerve. Poftim, Maria. Nu se lipește? Nu se lipește? Să încerc pe aici. Știi de ce nu se lipește? Pentru că nu atinge sticla. Tu ai pus într-o zonă unde sticla nu era atinsă de scoică. Acum e atinsă. Ia. Bun, hai că stau eu până se întărește. Așa e bine? A căzut. Și așa vrei tu mai sus, nu? Da, acum am schimbat planul. Te-ai schimbat planul? Ei, uite, acolo tu ai pus în zona cea mai de jos și acolo va trebui să dai seama să pui mult, mult, mult. Da, aici am început de sus și merg din ce în ce mai jos. Ok. Așa, a schimbat planul. Foarte interesant. Deci, iată, dacă de la început nu ne iese planul, putem schimba pe parcurs. Bun. Mai poposim 2-3 minute peste această decorațiune. Bineînțeles că ca să iasă ceva frumos, știu și eu, trebuie să stăm vreo oră, două, da? Să nu ne grăbim. Dar noi doar am vrut să vă arătăm niște lucruri simple, borcane, lemn, o bucată de lemn, pistol, rezervă, scoici și voi puteți să realizați ceea ce vă doriți. Înseamnă că e ceva problemă cu scoica aceea, pune alta. Ia caută alta. Dar acum nu știu dacă mai încape alta, trebuie să fie una mică. Găsești una mai micuță. Sau uite, împrumutăm de la Maria. Cum merge, Maria? Foarte bine. Foarte bine, da? Te descurci bine, da? M-am gândit și eu de acasă, dar am zis că poate reușim. Pe sticlă se lipește mult mai greu. Sticla nu absoarbe, de aceea se lipește mult mai greu. Și spune ceva. Tu ai strâns când ai mers la mare scoici? Anii trecuți, da? Acum că ai crescut nu mai strângi. Dar foarte important, uite ce am văzut la tine. Ai lipit, a început să se întărească și tu ai început să mai muți piesa. Normal că dacă ai lipit-o și apoi ea a început procesul de întărire și tu o muți, ce se va întâmpla? Se va desprinde. Bun, încă câteva secunde, arătăm ce am făcut și apoi mergem la alte activități. Bine? Am pregătit din nou pentru voi niște jocuri foarte interesante. V-au plăcut jocurile de săptămâna trecută? Da. Că
care a fost jocul de cel mai tare îndrăgit de tine? Cu bomboanele. Iar la tine, Mara, care a fost jocul preferat? Cel cu mingile de ping-pong. Și cu ruleta? Sau cel cu cutia de... Nu, da, cu ruleta. Cu ruleta? Da. Mă gândeam că nu o să introduci nicio minge, Mara, în borcan, pentru că așa începusei. Începusei dezastruos. Dar după ce ai revenit. Știu. Cum s-a întâmplat? Nu știu. Nu știu cum. Colegul de aici te-a încurajat. Știu că ți-a ținut pumnii. Mulțumesc. Nu-i așa? Bine, hai să arătăm la colegul nostru ce ați realizat până acum și ne vom opri din această activitate. Da? Imediat. Nu pot să le mai opresc. Ce mă fac? Nu pot să le mai opresc. Hai, ultima piesă lipită și gata. Da, mai am una și gata. Încă una? Da. Ce mă fac eu cu voi că nu... Așa. Vreau pasă și gata. Bun, arată, te rog, frumos, Maria. Eu zic că arată foarte bine până acum. Ții așa, nemișcat. Cum vi se pare? Arată foarte bine. Și dacă va completa până la capă, da, și în zona de sus și în dreapta și partea de jos, va fi un tablou superb, iar în centru o fotografie cu tine sau cu familia toată? Cu toată familia. Cu toată familia. Poți să ne spui cât de mare este familia ta? Păi am două surori și un frate. Și cât sunteți toți? Păi patru copii și mami și tati. Wow! Și în cap aici 6 persoane? Da, în cam, nu? Vai de mine, Maria are o familie foarte frumoasă, formată din 6 membri. Mara, tu? Am două surori. Mai două surori? Deci cât sunteți toți? 5. E, așa am fost și eu, tot 5 la părinți. Tu ești cea mai mare? Da. Și tu ești tot cea mai mare? Da. Eu am fost cel mai mic. Cel mai mic. Bine, m-am făcut și eu mare, dar tot mic sunt, am rămas. Bine, hai să punem piesele la loc. Ne oprim cu această activitate. V-a plăcut, fetelor? Da. Da? Și acum, nici nu vă gândiți voi ce jocuri v-am pregătit. Pune, hai te rog frumos, piesele aici pe masă, pe tablou. Facem puțină curățenie și mergem la jocul următor. Tu, Mara, ai arătat către colegul ce ai realizat până acum? Nu cred, nu știu. Hai, lasă-l aici. Așa, da, deja se vede, e perfect. Pentru că am vorbit despre apă și despre pești, bineînțeles că jocurile vor fi tot cu apă. Am un container mare. Și la transport a trebuit să găsesc soluții. Și am un borcanel mai micuț, îl vedeți, da? Să vedeți ce vom face. Voi lua acest borcanel, îl introduc în acest container, o biluță, așa, și voi turna apă în acest container, să astupe și borcanelul și tot ce este aici, da? O să intre apă, bineînțeles, și în borcanelul acela, că aceasta este ideea. Maria, te dai în spate că te stropește, nu? Ce stropi! Și să vedeți care va fi jocul. Se observă borcanelul? Ia să vedem dacă la cameră îl vedeți. Da. Jocul va fi acesta. Scuze. Am o cutiuță cu monede. Monede de 50 de bani, de 10 bani și... Voi va trebui să introduceți moneda în acel borcanel. Pentru că este cantitate mare de apă deasupra acelui borcanel, moneda în apă nu o să aibă o cădere așa dreaptă, ci va fi în toate felurile. Încerc eu prima dată? Da. Hai să vedem. Atenție, sunteți gata? Bai, am emoții. Sunteți gata? Da. Hai să vedem. Pe lângă. Hai, să încercați. Puteți să luați ce monede doriți voi, de 50, de 10 bani și să vedem cine nimerește. Pe rând, da? Pe lângă. Câștigă jocul cine a nimerit un ban sau mai multe monede în... Vai, niciuna!
Hai, fetelor! Cât ai pus? Una. 10 bani. Hai să vedem. Cine pune cei mai mulți bani? Pune tu. Pe lângă. Hai, hai, pune-ți una. 15 bani. Maria, conduce detașat. 50 de bani. Mara a pus 50 de bani și a nimerit, gata. Uleu! S-a uitat la mine, Mara nu mai știa cât fac 50 plus 50. Bani. 50, ai un leu și tu cât ai? 15 bani. Vai, din nu mai pe lângă dai. Haideți, fetelor! 75. 65. A, da, 65. Aoleu, nu mai știi matematică. Uleu 50. Foarte. Să vedeți fața mare. Când... ai un leu și 15. Un leu și 15 și tu ai un leu 50? Da. Mara, nu mai bani mari. Ce? Pe lângă. Aoleu. Nu e așa că ai distrat jocul acesta? Încercați și voi acasă. Cu părinții, cu mama, cu tata. Mai de mine mi-a luat toți banii. Ai dat? Nu. După cum mă uit aici la colegi, parcă și ei și-ar dori să joace. Bun, hai mai aruncați câteva monede și întrerupem jocul acesta. N-a intrat, pe lângă. Vedeți ce? Chiar dacă arunci în aceeași poziție, din același loc... 2 lei! S-o aplaudăm pe Mara! Mara a câștigat! Felicitări, Mara! M-am bucurat și eu, chiar dacă n-am introdus deloc. Acasă am încercat jocul acesta, am căutat mai multe containere până l-am găsit pe acesta. Aveam în el cereale, le-am scos. Așa. Și am încercat, n-am nimerit nicio monedă. Am zis gata, înseamnă că e bine. Bun. Ce tare a fost. V-a plăcut? Da. Acum urmează alt joc. Și vom folosi tot apă și monede. Și hai să folosim, că nu mai am apă în stică, hai să folosim tot apa de aici. Dacă vrea cineva din voi să meargă să ia șervețelul. Și voi pune apă în aceste pahare. Poți să rup tu, te rog? Aproape. Să fie aproape plin paharul. Și voi încerca să îl pun și pe celălalt cu aceeași cantitate. Mare tensiune, să fie la fel. Fetelor, voi îmi spuneți să fie la fel, că un pahar... Să stai tu așa într-o parte. Așa, super. E la fel? Ce ziceți? Cred că da. Că un pahar va fi al tău, Mara, un pahar al tău, Maria. Și nu vreau să fie una nedreptățită. E bine? Da. E bine? Da. Bun. Cine vrea să introducă mâna și să scoată toate monedele de acolo? De aceea am... Și uite, pune-le aici. N-am găsit mai multe monede, așa că am zis să le folosim toate acestea și de aceea am rugat să luați la voi șervețele. Am căutat acasă printre toate portofelele, toate monedele pe care am putut să le găsesc. Așa, e suficient, gata. Puteți să vă ștergeți. Avem aici și de 50 și de 5 bani. Și nu mai ajung. Și de asemenea avem și de 10 și de 1 ban. Ce aveți voi de făcut? Un pahar, după cum am spus, unul este al tău, Mara, unul este al tău, Maria. Și va trebui să introduceți cât de multe monede puteți în aceste pahare, fără să curgă apa afară. Okay. Câștigă... Cea, nu, lasă-le aici ca să se vadă bine, să fie în același timp, da? Va câștiga fata care a pus cele mai multe monede. Chiar dacă tu, să zicem, ai pus 3 monede, dar a ieșit apă și a pus doar 2, dar n-a ieșit, ea câștigă. Da? Da. Și voi vă gândiți, vă uitați cum crește nivelul, dacă puneți de 50, dacă puneți de 10, dacă puneți de 5 și apoi calculăm cantitatea de monede puse, da? Valoarea banilor. Bine, pe locuri fiți gata, start. Deci nu trebuie să vă grăbiți, trebuie să puneți cu mare atenție să nu dați apă pe afară.
Da, să nu mișcați masa. Scuze. Cât ai pus până acum? Două. Două ce? De cât? De un ban. De un ban? A, păi te, Maria, tu de cât ai pus până acum? Am pus una de 10, una de 5 și una de 50. Valoarea? 65. Trebuie... Păi da, contează valoarea, normal. Păi da, ia uite-te. Ia uite-te, dacă ai pus 5 bani, observ 5 bani față de 50 de bani, că dislocă o mai mică cantitate. Le-am luat pe cele mai mici. Păi, nu contează numărul de monede, ci valoarea. Ok, deci bag de 50. Un leu și 5. Un leu și 15? Tu cât ai pus până acum? Un leu și 2. Un leu și 2? Un leu 52. Nu mai mișcați masa, că o să dați apă pe afară. 2 lei. Ai dat apă pe afară. Cât ai? Deci 3 de 50, 1 leu 52. 1 leu 52? Îți mai bag? Hai să vedem. Da, fii atentă. Pierzi dacă curge apă pe afară. 1 leu 62. 1 leu 62, tu cât ai pus? 2 lei și 15. Și înainte să curgă apă cât... Ai dat pe afară și tu? Nu. N-ai dat? 1 leu 65. Vai de mine. Marea nu se lasă. Dar nu mai știu cât e, 65. Oricum ai câștigat pentru că nu ai ieșit apă. Da. Dar tu tot vrei să mai pui. Da. Până dai apă pe afară. Păi pierzi. Nu dau. Vai de mine, Mara nu se lasă. Păi și încă unul și la apă. Și mai știi câți bani ai pus? Nu. Mai pun încă unul. Nu, de 50. O să iasă Mara. Da, da. Bine, da, să aplaudăm pe Mara! Iată un joc frumos pe care îl puteți juca și voi acasă cu materiale foarte simple. V-a plăcut jocul? Da. Foarte da. Tare, nu? Da. Bine, hai să facem puțină ordine. Cred că mai avem timp doar de un joc. Punem paharele pe margine. Și bineînțeles, pentru că ne jucăm cu... am discutat despre pești. Hai să facem un joc prin care, nu știu, să pescuim ceva. Stăcejeți voi puțin masa, vă rog, până aduc eu jocul următor. Punem apa în țară. Nu trebuie să turnați, ci pur și simplu să ștergeți masa. A, okay. Bine, e în regulă. Nu ștergeți masa. Repejor, mulțumesc, e bine. Bun, gata, e suficient. Marea poți să stai jos. Așa. Am aici două castronele, niște bețișoare, da? Pe care o să le pun, o să le amestec aici. Mai adu tu, te rog frumos, de acolo, încă două castronele, da? Le amestec și în partea aceasta. Așa, un castronel va fi pentru tine, unul pentru tine. Sau de fapt două pentru fiecare. Și cu furculița, ce aveți de făcut? Furculița aceasta are 4 piciorușe și 3 orificii între, da? Va trebui să pescuiți cu furculița doar 3. Da, neapărat așa? Da, doar 3. Da, știți cum să fie? Uite așa să fie, eu le pun cu mânuța acum. Neapărat așa? Neapărat așa, 3. Câte 3, câte 1, câte 2, nu, doar câte 3. Și după ce le-ați luat, le puneți în partea aceasta. Okay. Bine? Voi pune cronometrul și... Le pun aici înapoi. Fata care a pus cele mai multe va câștiga. Dau drumul la cronometru, atenție. Okay. Sunteți gata? Ați înțeles regulile, da? Cred că da. Pe locuri, fiți gata, start! Într-un minut să vedem câte bețișoare pescuiți. Din nou, pariem. Cine câștigă? Așa nu se poate? Nu. Nu. Trebuie să fie 3 în fiecare parte liberă, da? Ce faci, Mara? Mă desconcentrați. Mara, ce mi-ai făcut în ultimele zile? Cu ce te-ai mai ocupat? Vă răspund mai încolo. Îmi spui mai încolo. Tu, Maria, ce mai faci? Ce mai spui? Care mai e viața ta? E bine. Sigur aveți și voi pe acasă furculițe, două castronele și bețișoare. Iată un joc foarte ușor și hazliu pe care puteți să-l jucați cu întreaga familie.
Ai pus 3, dar nu le-ai pus bine. Haide, Mara, haide, Maria. Pe cine pariați? Mara sau Maria? Astăzi, de data aceasta, Mara, am o veste rea pentru tine. Maria va câștiga. Îmi pare rău pentru tine. Îmi pare foarte rău, dar tu nu vei câștiga. Hai să luăm să se vadă. Maria câștigă, Mara pierde. Aula, a trecut un minut, hai să lăsăm 2 minute. Asta este. În 2 minute să vedem câte bețișoare a spus. Uite, m-am luat cu vorba și am uitat să mă uit la cronometru. Mai aveți 20 de secunde. Suspans, tensiune mare. Campionatul național de pescuit bețișoare. Bine. 7 secunde. Văd că meciul este foarte strâns. Foarte, foarte strâns. Atenție! Stop! Hai să numărăm bețișoarele. Cine a câștigat? Cine a câștigat? Maria. Te numărați? Știi să numărați, da? 6. Iată, cu cei mai mici? No. Poate fi un joc de învățare a număratului. De ce nu? Câte ai? Zic după ce zic. Deci, iată, copiii se pot juca și după îi puteți ruga să numere. Și în felul acesta... Câte ai? 27. 27? E foarte strâns. Foarte strâns meciul a fost. Deci tu ai reușit să pui 2 furculițe în plus. Da, trebuia unul așa, unul așa. Da, da, da. Da. Okay. Da, ca să fie jocul mai complicat. Bine, ne-am apropiat de final. Mergem la locurile noastre și tragem câteva concluzii. Mai aveam jocuri, dar le păstrăm pentru data viitoare. Fetelor, astăzi am vorbit despre ce a creat Dumnezeu în cea de-a cincea zi. Ce a creat Dumnezeu în a cincea zi? Apa și... ce e în apă? Pești. Ce e în apă? Da. Pești și toate animalele din mare. Da. De ce cu fi creat Dumnezeu animalele din mare? N-ar fi putut să nu le creeze? De ce credeți că le-a creat? A avut el vreun scop? E lumea noastră mai frumoasă cu aceste animale? Ce ziceți? Da. E mai plăcută? Da. Așa ai spus tu și se vedea în expresia feței tale că te-ai dus la mare și că înotai și că pe lângă tine erau... Niște testoase. Era... S-a părut fascina, da, nu? Da. Tu, Mara, cine spui? De ce crezi că Dumnezeu a creat animalele din mare? Să ne bucurăm de ele? Da. Nu-i așa că sunt frumoase? Da. Și ați văzut că lui Dumnezeu nu-i place uniformitatea, lui Dumnezeu nu-i place ca toate lucrurile să arate la fel, ci a creat o diversitate, animale mai mici, mai mari, colorate, de toate felurile, pentru că lui Dumnezeu îi place diversitatea. La fel și noi suntem diferiți. Și tu ești diferită, și tu ești diferită, și eu sunt diferit, și voi sunteți diferiți. Și Dumnezeu ne-a creat unici. Ce v-a plăcut cel mai mult astăzi la această emisiune? Mara? Jocurile. Jocurile, da? Care dintre ele? Că am avut 3 jocuri. Nu știu, toate. Cel pe care l-ai câștigat, normal. Da, mi-au plăcut toate. Așa? Mi-a plăcut tablou cu scoițile. Ți-a plăcut să faci, da, tablouri? O să faci și tu acasă? Da. Sau știi ce? Poate îți dau chiar acel tablou să-l continui. Ție o să-ți dau tablou, iar ție o să-ți dau borcanul, care ți-a dat mare bătaie de cap. Bine. Fetelor, vă mulțumesc că ați fost astăzi la cea de-a doua emisiune pentru voi, la emisiunea Rădăcini și Aripi. Vă mulțumesc că m-ați ajutat în aceste jocuri, dar și crafturi. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și nu uitați că Dumnezeu a făcut lumea noastră și a făcut-o să fie frumoasă. A făcut-o ca noi să o descoperim, a făcut ca noi să o analizăm și să învățăm multe lucruri. Lumea noastră este mai frumoasă pentru că Dumnezeu a creat-o așa cum este. Așa că datoria noastră este să o păstrăm, să avem grijă de ea și să ne bucurăm de ea. Dragii mei, vă aștept și săptămâna viitoare de la ora 10, duminică, când vom discuta despre păsări. Până atunci, la revedere, toate cele bune!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.